Bun găsit la știri, sunt Silvana Voroven și iată titlurile ediției. Dacă nu dezăpeziți trotuarul din fața casei, riscați să fiți amendați. Cât de mari sunt sumele, aflați imediat. Fosta șefă de la ambulanța Brașov și actuala directoare medicală condamnate penal de o instanță a judecătoriei din Brașov. Informații în jurnal. Și de aproape două săptămâni, în Comuna Cristian, a început goana după săculeții misterioși. Aflați cine este autorul întregii acțiuni mai târziu la știri. A nins azi noapte în Brașov, iar trotuarele și șoselele au fost acoperite de zăpadă. Puțin dintre noi știm însă că în diminețile în care zăpada se așterne pe trotuare, avem obligativitatea să dezăpezim trotuarul din fața casei sau să înlăturăm gheața formată. Care sunt amenzile pentru nerespectarea acestei hotărâri de Consiliul Local, vă spunem acum. Aveți obligația ca societate comercială sau ca persoană fizică să curățați zăpada și gheața din dreptul imobilului a societății. Lucru pe care dumneavoastră nu l-ați făcut. Comparativ cu vecinii dumneavoastră care deja m-au puțin și termină pe toată suprafața care i-am aparținut. E spiritul civic, consider că ar fi trebuit să facă asta, dar nu știam că este obligatoriu, cum aș fi făcut asta. O comisie mixtă formată din polițiști locali, dar și rutieri, a verificat zonele centrale din oraș și a informat cetățenii asupra obligațiilor pe care le au pe timp de iarnă în ceea ce privește trotuarul din fața imobilelor. Ați ieșit să dezăpeziți? Da, păi trebuie. Dacă a venit zăpada, anins, trebuie să dezăpezim. Să-l primiți amendă, dacă nu. Știu, dar oricum e datoria noastră, nu din cauza amenzii. Trebuie să facem acest lucru, e o datorie civică. În primă fază, asociațiile de proprietari și proprietarii de spații comerciale sunt atenționați că sunt obligați să înlăture gheața, zăpada, dar și țurțurii care se formează pe imobilele pe care le dețin. Apoi, la următorul control, dacă nu se conformează, se lasă cu amenzi. Trebuie să își curețe zăpada și gheața din fața porților, din fața blocurilor, pentru că amenziile sunt destul de mari. Vorbim de amenzi pentru persoane fizice între 500 și 1000 de lei și pentru persoane juridice între 1000 și 2000 de lei. Brașovenii care au ieșit dimineață din case spun că nu toată lumea respectă legea. Vă puteți deplasa prin oraș? Cam nu toată lumea a dat deoparte zăpada, însă ne descurcăm cât de cât. Cum sunt trotuarele? Vă puteți deplasa? Ne putem. Mulțumim. E în ordine, da. Așa e iarna. Iarna nu-i ca vara. Și poliția rutieră a supravegheat străzile din oraș și a cerut ajutor acolo unde a fost nevoie. Baza sunt 209. Comunicați-vă. Să vină să împrăștie material antiderapant pe strada grădinarilor, deoarece se circulă în condiții grele. La sfârșitul zilei s-a constatat că autoritățile au fost pregătite, iar zăpada nu a mai luat pe nimeni prin surprindere. Fosta șefă de la ambulanța Brașov și actuala directoare medicală condamnate penal de o instanță a judecătoriei din Brașov. Cele două doctorițe au fost trimise în judecată de procurorii parchetului de pe lângă tribunal după o anchetă jurnalistică inițiată în exclusivitate în 2011 de Mix 2. Cele două sunt acuzate de ucidere din culpă după ce o femeie de 44 de ani a murit cu zile, susține acuzarea. Mașina care ar fi putut să o salveze a ajuns prea târziu. Mărioara Voiti și Magdalena Pirioșca au fost condamnate la câte 3 ani de închisoare fiecare cu suspendare sub supraveghere de către o instanță a judecătoriei din Brașov. Totodată, persoana juridică ambulanța Brașov a fost condamnată la plata unei amenzi penale în valoare de 100.000 de lei. Sentința nu este însă definitivă și poate fi atacată cu recurs la tribunalul din Brașov, a declarat pentru Brașov TV judecătoarea Anda Sâmpetru. Prezumția de nevinovăție ființează în acest dosar până când magistrații vor pronunța sentințe definitive. Au apărut primii brazi în piețele brașovene. Cei drept comercianții s-au încumetat să-și expună marfa în doar câteva locații din municipiu. Cele mai multe zone special amenajate, 7 la număr, sunt în piața Dacia, lângă gară. Chiar dacă mai sunt încă 12 zile până la Crăciun, au existat și brașoveni care și-au cumpărat deja bradul. Bogat, mic, frumos. Da. Te puteți și lega puțin? Da. Ce să-i fac pe tine? 50. Nu mai scădeți nimic? Nu, am zis că ăsta e 40. Ăsta e 40, ăsta e 50. Vă luați de acum, de obicei vă luați mai repede, înainte de Crăciun? Păi nu, dar cât mai e? Nu mai e mult.
și totuși trebuie să îl iei din timp, că mai târziu e mai greu. Sunteți adeptul bradului natural, în caz să simțiți da, bine, artificial găsești, dar parcă totuși ăsta e mai cu haz. Da. Sunt frumoși. Vă tentează să cumpărați unul? Nu am pentru cine, și eu am artificial și mie mi-ajunge în casă. Am înțeles. Nu folosiți natural sau ați folosit în anii trecuți? Bineînțeles, numai natural, dar acum... Brazii sunt de toate dimensiunile și pentru toate buzunarele. Astăzi s-au pus în vânzare brazii de Crăciun aici în Piața Dacia. Vorbim despre 7 locuri amenajate special pentru această activitate, iar prețul pe care fiecare comerciant trebuie să-l plătească este de 8 lei pe metru pătrat pe zi. Prețul brazilor variază între 40 și 100 de lei. Avem de la dimensiuni mici până la medii, 2,50. Înțeles. Cum e până acum? Ați ieșit abia de câteva ore? Acum am ieșit de vreo oră jumătate, am vândut un singur brad. Sunt interesați oamenii să cumpere încă de acum brad? Sau... Nu cred că sunt interesați să cumpere de acum. Mulți în ultimele zile zice că sunt mai ieftine sau... Mă rog. Pe 15 decembrie se vor pune în vânzare și brazii Regiei Pădurilor Kronstadt. Fructele și legumele din piețele brașovene, cele mai gustoase și cele mai ieftine. Produsele 100% naturale din piețe sunt la mare căutare în această perioadă. Asta spun atât producătorii autohtoni, cât și brașovenii care se aprovizionează zilnic. Singura problemă este gerul pe care trebuie să-l îndure comercianții. Cele mai cumpărate în sezonul rece sunt citricele și merele. Ultimele sunt și cele mai ieftine, dar și legumele românești se vând destul de bine. Consumăm destul de multe fructe și legume. Cum mi se pare acum, în perioada asta, prețurile la fructe și legume? Rezonabil. Rezonabil. Încă rezonabil. Bine, acum în pragul ăsta e sărbătorile, imediat ridică prețurile. Citrice. Acum mai mult și mere din astea românești. De obicei, în fiecare iarnă, când e mai fric, consumați mai multe fructe? Da, citrice. Nu, eu cam tot timpul. Acum sunt cele mai bune merele. Cum mi se par, ca și gust, ca și preț? Bune, sunt bune, sunt foarte bune și prețul e bunicel. Producătorii se plâng că le îngheață produsele în piețe și, în consecință, vânzarea le este afectată. Dar merită să stați, să înghețați aici. Nu se merită. Dacă astea sunt condițiile... Astea sunt condițiile. Păi ce să fac, unde să le ducem? Nu se vinde. Supermarketul ne-a omorât. Păi ne-a omorât supermarketurile, noi stăm cu marfa noastră românească aici și mâncăm marfă de import din supermarketul, că e o condiție, să duc lumea acolo. În piețele din Brașov, ceapa se vinde cu 2 lei kilogramul, fasolea 8 lei, merele de la 1,5 lei kilogramul, perele 5 lei, iar portocalele și mandarinele 3 lei kilogramul. Vești bune la sfârșit de an pentru începutul anului viitor. Angajatorii din România sunt extrem de optimiști. În 2017, perspectivele de angajare pentru primul trimestru sunt cele mai puternice din ultimii 8 ani, practic de la începutul crizei economice încoace. În primele 3 luni din 2017 se prognozează cea mai puternică piață a forței de muncă din ultimii 8 ani, potrivit angajatorilor români, care raportează o previziune netă de angajare de plus 15% pentru perioada ianuarie-martie 2017. 19% din cei 625 de angajatori din România care au participat la un studiu de caz despre piața muncii spun că prevăd creșteri ale numărului total de angajați. 13% dintre ei consideră că vor fi reduceri de personal, iar 66% dintre ei nu anticipează niciun fel de schimbare. În anul 2016 s-au creat aproape 6.000 de locuri de muncă și nu numai în 2016, și în anii anteriori. În aceste condiții și având în vedere faptul că economia merge, că este posibil să avem și stabilitate și economică și politică și din alte puncte de vedere, în aceste condiții trendul va fi în continuare crescător și în aceste condiții cred că numărul locurilor de muncă chiar în primul trimestru al anului 2017 va crește. Este de așteptat ca în intervalul ianuarie-martie 2017 numărul total de angajați să crească în 8 dintre cele 10 sectoare de activitate analizate și în 7 din cele 8 regiuni ale țării. Cred că chiar în primul trimestru al anului 2017 la Brașov se vor crea câteva mii de locuri de muncă, dacă 6.000 într-un an, într-un trimestru și 1.500 dacă vom avea în plus, eu cred că va fi bine.
Rata șomajului la nivelul județului Brașov la finele lunii noiembrie este în scădere față de statistica din luna octombrie. Sunt 332 de locuri de muncă vacante la Brașov. În doar 30 de zile au intrat în evidența GFM Brașov 549 de persoane, dar au ieșit 768 de persoane. Până în prezent, în evidențele noastre sunt peste 9364 de persoane. Din aceștia, peste 1400 sunt persoane indemnizate. Rata șomajului înregistrată la finele lunii noiembrie este de 3,70%. Asta înseamnă că aproape 770 de brașoveni și-au găsit locuri de muncă. Momentan, în județul Brașov, sunt vacante 332 de locuri de muncă. Cele mai multe joburi sunt pentru funcțiile de ambalator manual, bucătar, cameristă hotel, ospătar, șofer autobuz, casier, controlor calitate, dar și muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor. Ilegal, dar funcțional. Asta putem spune despre timbrul de mediu. Cum vă puteți recupera banii plătiți la înmatricularea mașinii, vă spunem în biz și veste bună. Programul Rabla a fost prelungit. Detalii ne aduce acum Răzvan Iancu. Bun găsit, Răzvan! Bun găsit tuturor! Declarat ilegal de Uniunea Europeană, timbrul de mediu se plătește în continuare la înmatricularea mașinilor. Pentru a recupera taxa, proprietarii trebuie să dea statul în judecată. Cei care înmatriculează o mașină continuă să plătească timbrul de mediu, deși Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că taxa este discriminatorie și a obligat statul român să restituie banii astfel încasați. Timbrul de mediu se mai plătește încă la înmatricularea unei mașini, iar recuperarea sumei respective se face fie pe cale administrativă prin Agenția Națională de Administrare Fiscală, fie pe cale judecătorească în cazul în care persoana în cauză dă statul în judecată. Programul Rabla a fost prelungit până pe 20 decembrie. Administrația Fondului pentru Mediu a luat această decizie din cauza numărului mare de cereri. Persoanele fizice și juridice mai pot aplica pentru programele Rabla Classic și Rabla Plus până pe 20 decembrie inclusiv. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat prelungirea termenului limită. De asemenea, data stabilită pentru depunerea ultimei cereri de decontare în cadrul ambelor programe este tot 20 decembrie 2016. Moneda europeană a fost cotată din nou la cursul BNR la 4 lei și 50 de bani. Dolarul american a ajuns la o valoare de 4 lei și 24 de bani, iar francul elvețian valorează 4 lei și 19 bani. Gramul de aur a ajuns să coste 158 de lei și 27 de bani. De aproape două săptămâni, în Comuna Cristian, a început goana după săculeții misterioși. Este al doilea an la rând când în luna decembrie apare câte un săculeț pe zi, cu surprize în diverse locuri din oraș. Am fost și noi la vânătoarea săculeților și am descoperit pentru dumneavoastră cine este autorul întregii acțiuni. Goana după săculeții misterioși a început pe 1 decembrie în Comuna Cristian. Nu vă gândiți că vorbim despre goana de la orașe după cadourile din supermarketuri. Nu! Aici, în Cristian, Moș Crăciun a dat mână liberă unui tânăr să aducă spiritul lunii decembrie printre săteni, așa cum știe el mai bine. Ai ajuns la săculețul cu numărul? Cu numărul 13. Acum îl pregătești? Acum îl pregătim. Acestea sunt lucrurile din săculeț. Toate sunt confecționate manual. Avem un borcanel, avem o turtă de dulce, avem un glob și avem un brăduleț, decorațiune de brad cu scorțișoară. Săculețul și el este confecționat manual, la fel ca și moșul tip broșă de pe el. Săculeții apar în diferite locuri din comună, la diferite ore din zi. Jocul a început din 1 decembrie și se va încheia în ajunul Crăciunului. Spune-ne, care este regula de anul acesta? Regula de anul acesta este ca fiecare persoană care ridică câte un săculeț să pună alți doi după aceea. Pentru că asta este cumva ideea proiectului, să fim mai buni și să dăruim mai departe. Imediat după ce așează săculețul, îl fotografiază în așa fel încât locuitorii din Cristian să identifice locul. Postează fotografia pe contul de Facebook și începe vânătoarea. Bună ziua, doamnă!
Bună ziua, bună ziua! Ați găsit săculețul cu numărul 13? Cu noroc? 13 cu noroc. Da, l-am găsit și o să punem și noi mai departe. Ca așa e tradiția, să punem încă și noi 1, 2. Deși nu sunt scumpe obiectele din săculeț, oamenii abia le așteaptă, ceea ce demonstrează încă o dată că fericirea stă în lucruri mărunte. Puls diferit pentru politicienii din Brașov după alegerile parlamentare. Fie bucurie și emoție, fie supărare în urma scorurilor înregistrate. I-am întrebat pe reprezentanții a trei partide importante care este atmosfera, dar și cine sunt vinovați în cazul formațiunilor politice cu rezultate slabe. Cum sună rezultatul Perului la alegeri? Sună dezastros dacă îl comparăm cu cel obținut la alegerile locale. Cine e de vină? Oamenii politici sunt de vină pentru acest scor dezastros. Oamenii se așteaptă ca toți cei care candidează să coboare din birouri și să meargă pe stradă printre ei și că nicio campanie nu se duce pe Facebook. A fost o prezență mai slabă decât ne așteptam în mediul rural. De fapt, după cum am demonstrat și la alegerile locale, am avut un rezultat foarte bun în zona rurală. Am văzut o creștere foarte mare la vot în zona urbană și o neparticipare la vot în zona rurală, lucru care până la urmă a dus la acest rezultat. O să facem o analiză. Nu se poate compara ceea ce este la local cu ceea ce este situația de la general. Cred că ofensivitatea limbajului, ofensivitatea comportamentului sunt pentru campanie. Campania s-a terminat, avem rezultatele definitive. Pe această cale mulțumesc brașovinilor care m-au votat și care mi-au dat încrederea și voi depune eforturi susținute ca să câștig încrederea și celor care nu m-au votat. Promisiunile vor fi puse în practică? Vor fi puse în practică pentru că sunt un om de cuvânt. Municipiul Săcele a primit de la guvern, în urma rectificării bugetare, 997.000 de lei. Banii provin din cote defalcate. Această sumă trebuie să fie inclusă în bugetul local, în caz contrar, banii se întorc la bugetul de stat. La ultima ședință de îndată, consilierii locali din Săcele au alocat suma venită de la guvern pentru reparații străzi. Banii trebuiau incluși într-un capitol cu cheltuieli mai mari sau cel puțin egale cu suma alocată de la bugetul de stat. Acești bani vor intra în excedentul bugetar, iar în primele ședințe ordinare din 2017 vor fi redirecționați către capitolul investiții. Noi trebuie să știm cu exactitate destinația acestor bani, motivele pentru care aceste sume de bani au fost alocate unde s-au alocat și consider că, în ciuda faptului că au fost unele discuții contradictorii, acestea au fost binevenite în vederea clarificării întrebărilor ridicate. 1200 de brașoveni s-au îmbolnăvit în ultima săptămână. Vorbim despre infecții acute ale căilor respiratorii superioare în mare parte, dar au fost diagnosticate și aproximativ 300 de cazuri de pneumonie. Am avut însă și 3 cazuri de gripă. Infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare au afectat 1213 brașoveni. 160 de cazuri s-au înregistrat la copiii de până la un an, iar 22 de persoane au avut nevoie de internare. Cele mai multe îmbolnăviri au fost semnalate la persoanele cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani. Au fost 311 cazuri, dintre care 2 au avut nevoie de internare. Cele mai multe pneumonii s-au înregistrat la persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani. În ultima săptămână au fost înregistrate și 3 cazuri de gripă. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brașovtv.com și, de asemenea, ne puteți urmări pe internet 24 de ore din 24 pe brașovtv.com în secțiunea live. Sunt Silvana Voroveanci, la revedere!